Domnilor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Vara este un anotimp mult așteptat de noi toți, însă temperaturile înalte ne provoacă bătăi de cap atât celor vârstnici cât și copiilor, care sunt expuși cel mai mult temperaturilor ridicate. Astăzi mi-am propus să organizez o emisiune dedicată adulților care au copii mici în casă și să răspundem la întrebările cele mai stringente despre cum este să trecem de aceste temperaturi ridicate în perioada de vară. Și am invitat în studio pe Tatiana Gorelco, pediatră alergologă, doctor în medicină, șefa secției alergologie la Institutul Mamei și Copilului din municipiul Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Da, așa cum am spus, e bine, e vară, e cald, e frumos, însă aceste temperaturi ridicate și în special codul galben pe care Ministerul Sănătății l-a declarat deja ca fiind să fim mai atenți, da, la atenție maximă, ne provoacă niște probleme, niște mici dificultăți pe care ar trebui să le cunoască fiecare dintre noi, mămică, tătic, bunică, bunic, și să ne comportăm într-un fel anumit cu copiii care sunt expuși riscului la acestor temperaturi ridicate. Să ascultăm sfaturile dumneavoastră și să evităm niște situații neplăcute care provoacă canicula. De ce, la început, aș vrea să vă întreb, canicula și temperaturile ridicate pentru adulți sunt aceleași decât pentru copii și suntem supuși riscului și disconfortului atât maturii cât și copii, sau copiii încep de pe la 25-28 să fie în situații de risc? Temperaturile de la 30 de grade de acum provoacă un disconfort practic pentru toată lumea. Deci se vor simți incomod, se vor simți prost la o așa temperatură înaltă, atât copiii cât și vârstnicii. În primul rând, aș vrea să remarc că sunt foarte periculoase aceste temperaturi înalte pentru persoanele care suferă de careva boli cronice. Indiferent, deci ei sunt pe prima linie de risc. Deci se referă la pacienții cu boli cronice cardiovasculare, pacienții cu boli cronice ale sistemului respirator, deseori se simt foarte prost. Evident că foarte greu se suportă această căldură, această perioadă caniculară de pacienții care au careva afecțiuni cronice ale sistemului nervos. Deci, în primul rând, toate aceste persoane trebuie să urmărească când se anunță acest cod galben sau roșu și să fie cu mult mai atenți, tocmai în aceste perioade de temperatură înaltă. Deci, să recapitulăm, părinții care au în familie copii cu aceste maladii care dumneavoastră le-ați numit, ei trebuie să fie mai atenți dublu decât ceilalți, maxim atenți decât comparativ cu cazurile când copiii sunt absolut sănătoși. Așa, am înțeles. Ce ar însemna asta? Să aibă cu ei în permanență ce? Deci, în primul rând, atunci când avem temperaturi înalte, ne expunem unui risc înalt de a ne deshidrata repede. Ne expunem unui risc de a ne stresa maxim. Orice stare de stres conduce la acutizarea maladiei de bază, adică maladiei cronice. Deci trebuie să avem medicamentele. Să avem medicamentele de bază pe care de obicei pacientul cu o boală cronică le primește de durată. Boala cronică este acea boală care durează mult timp. Corect. Și de aceea aceste persoane de obicei primesc un tratament de durată. Iată, tocmai în perioada de caniculă nici într-un caz nu este voie de a întrerupe aceste tratamente de bază sau tratamente de durată. Nu este de dorit ca să schimbe ceva esențial în modul de viață al acestor persoane. Deci trăim domol, trăim liniștit, trăim în regimul deprins, acceptat și obligatoriu respectând toate acele măsuri de tratament pe care de obicei medicii deci, suplimentar nu ne trebuie, dacă pacientul se află într-o stare de control, într-o stare de remisie, atunci el doar urmează acel tratament care de acum este indicat ca tratament de bază. Nici în perioada caniculară nu trebuie să mai mergem să dăm niște analize suplimentare. Absolut nu. Doar să fim foarte atenți asupra oricăror schimbări care ar putea interveni. Totuși trebuie permanent să fim cu ochii pe copii. Dacă, să zicem, pacientul nostru suferă de o boală cardiacă și în această perioadă mămica observă că au apărut bătăi de inimă mai frecvente sau copilașul face niște creșteri ale tensiunii arteriale, evident că ar trebui să meargă la specialist.
specialist. Sau dacă pacientul cu astm bronșic în perioada caniculară începe să dezvoltă accese, atunci evident că o să facem o consultație suplimentară la specialist și o să ne apreciem care va fi tactica ulterioară de conduită al pacientului. În perioada caniculară. Da. Așa, am înțeles. Acum trecem la copiii care sunt sănătoși și vorbim despre câteva momente. Da? Le împărțim pe părți, așa, ca să ne fie mai ușor și telespectatorilor noștri mai comod să asculte. Începem de la temperatura în casă, cu care trebuie să ne acomodăm și care este limita scăderii temperaturilor, mai ales că acum foarte multă lume pune condiționere, da, aer condiționat în casă. Da. Care este riscul la copii, începând de la bebeluși până la 18 ani, a scăderii temperaturii în casă și afară? Diferenții acestea mari. E diferent de anotimp, e de dorit ca temperatura în casă, în odaie, să osciliză de la 20-22 de grade. Aceasta este o temperatură optimă pentru a ne simți bine atât noi, cei adulți, cât și copiii. Nu uităm că mai există încă un moment. Trebuie să luăm seama care va fi umiditatea în încăpere. Deci, umiditatea optimă pentru o sănătate bună este de 40-60%. Deci, iarăși, un moment care necesită a fi tot timpul ținut la control. Eu înțeleg că acum când afară avem 30 și mai multe grade, 39 este imposibil ca în casă să fie menținută temperatura 20-22 de grade. Asta ar însemna să punem un aer condiționat la cifra aceasta? Necesităm un aer condiționat. Unica că, totuși, trebuie să vă stăruiți. Atunci când includeți un climatizator în casă, diferența de temperaturi între temperatura exterioară, să zicem, din afară și din încăpere, să nu depășească 6-8 grade. Adică dacă avem afară 30 de grade, noi în cel mai rău caz o să avem 22 de grade indicate la climatizor, dar și mai bine o să facem 24 de grade, fiindcă această enormă diferență de temperatură totuși dăunează. Căile respiratorii se usucă, aerul mai repede se usucă și deci toate aceste lucruri pot să ne facă nu prea bine sănătății. Copiilor sugari, să zicem, le este binevenită această diferență de 8 grade? Sau e bine să le lăsăm mai călduț în casă trebuie în perioada aceasta? Trebuie de stăruit, iată, această diferență. Deci 8 grade? Da, în jur de 22 de grade trebuie să vorbesc de, în cazul în care... Și aceeași diferență de 8 dacă grade... 38 înseamnă că 30 în casă atunci trebuie 30 să în casă climatizatorul îl includem. Mai rece nu putem să facem. Așa. Ținem cont de condițiile deci, climaterice. Deci aici vă rog frumos, atenție maximă, dragii noștri adulți. 8 grade diferența afară pe caniculă sunt cu siguranță. 6-8. Așa. Pentru că deseori mămicile ajung în timp, pe timp de vară să aibă angină copiii și să aibă diferite bronșite. Situații de suprarăceală. Și asta este periculos. Încă un moment. Deci aceste reguli sunt necesare de a fi respectate și atunci când folosim climatizatorul în automobil. Deci aceeași regulă trebuie să fie respectată. Acesta e un moment și încă un moment nu uitați că condiționerele, climatizatoarele periodic trebuie să fie curățate. Foarte bună observație. O îngrijire deosebită fiindcă există un tip de microbi care se numesc legionele, care foarte mult iubesc a trăi în aerul condiționat. Atunci când condiționerul nu este bine îngrijit, nu este bine curățat, se depozitează colonii mari de acești microbi și deci noi ne infectăm și dezvoltăm aceste stări care se numesc legioneloze, care se caracterizează prin semne catarale, tuse, nas înfundat, febră și așa mai departe. Deci iată aceste lucruri, totuși trebuie ca fiecare persoană să le țină minte și deci îngrijirea condiționerului este un moment obligatoriu. Așa, deci când se începe perioada de vară, e obligatoriu să faci curățenie în climatizator, să chemi specialistul să-ți îl curțe și cei care chiar n-au reușit o pot face și acum. Și acum, evident, în orice moment, de câteva ori pe sezon, totuși trebuie a fi curățate climatizatoarele. Foarte bune observații acestea au fost. Mai departe, trecem la un alt aspect care la fel este important. Ce fac părinții, adulții cu copiii când iese afară
cu îmbrăcămintea. La cât de îmbrăcat și cât de dezbrăcat, bine, iarna avem problema că sunt prea încotoșmănați. Acum, cât de dezbrăcat și ce tip de stofă trebuie să părinții să aibă grijă ca să îmbrace copilul? Știți, cu regret, eu chiar și în perioada aceasta câteodată întâlnesc copii încotoșmănați. Cât nu este de straniu, afară sunt 30 de grade, copilul este îmbrăcat și cu fularaș și așa mai departe. Ați văzut? A, da, catastrofă. Deci, în primul rând, evident că trebuie să ne stăruim copilul să meargă la plimbare în orele de dimineață, în orele de după amiază, nu în orele de amiază atunci când este o arșiță maximă. Aceasta, de fapt, ar fi bine să fie respectat și de către noi, vârstnici. Bineînțeles că hainele copiilor ar trebui să fie dintr-un material, dintr-o țesătură naturală. 100% bumbac este stofa optimă care se recomandă pentru asemenea situații. Este binevenit ca copilul să aibă un chipiu pe cap și bineînțeles că dacă totuși sunt situații când noi trebuie să mergem în orele când este mai mult ultraviolet în aerul atmosferic. De exemplu, avem o înscriere urgență, la medic, o urgență. Da, nu uităm că totuși ar fi bine să ne folosim de cremele protectoare. Deci, chiar și atunci când mergem undeva la plimbare, mergem la medic, mergem la piață, deci zonele dăm copilul pe zonele expuse soarelui, adică aici brațele și fața ar trebui prelucrate cu aceste creme care au un factor protectiv contra razelor solare. Bineînțeles că copiilor, mai ales copiilor mici, factorul de protecție ar trebui să fie 50 sau și mai mult. Deci de acum, peste o lună, două, când ne-am mai odihnit, când ne-am mai bronzat, se poate micșorat acest factor protectiv la 40-30. Însă, pentru copii, factorul de protecție mai jos de 30 nu este recomandat. Așa. 15-20 care există pentru maturi, copiilor este interzis. Doar de la acum, 30. Bebelușii, sugarii, la ce vârstă se poate de folosit cremele acestea? Pentru că poate să aibă alergii, nu? Sunt creme care sunt permise de la zero de a fi folosite. De la zero. Da, da, sunt foarte multe creme care au recomandări pentru copiii începând perioada neonatală, deci ele sunt binevenite, ele sunt eficiente, ele nu dau careva efecte adverse. Așa, am înțeles. Cu chipiul și cu acoperirea capului, am văzut de mai multe tipuri folosite, da, pe capul copiilor, și pălării, și chipiuri, și paname, și din paie. Care sunt mai potrivite? Chipiuri, paname din materiale naturale. Totuși trebuie destăruit ca aceste lucruri să fie confecționate din materiale de bumbac. Ele permit respirația ușoară, ele nu sunt greoaie, ele nu fac o dificultate în ceea ce privește mișcarea copilului, ele sunt comode, ele sunt frumoase, copiilor le plac, așa că eu cred că aceasta este... Culoarea contează? Soarele absorbe mai mult culorile întunecate? Evident sau? Că noi nu să îmbrăcăm chipiuri de culoare negre sau albastru întunecat. Da. De culori deschise, albe, roze, bleu. Așa, am înțeles. Aici tot vreau să subliniem un fapt care foarte mult s-a discutat pe rețelele de socializare. Bebelușii sunt purtați în landouri și în diferite cărucioare. Mămicile obișnuiesc să acopere pe timp de vară, da, cărucioarele și landourile. Este strict interzis. Vreau și dumneavoastră, doamna Gorial, să spuneți. Nu trebuiește a fi acoperit nici căruciorul, nici oricare alt utilaj destinat transportului copilului, fiind că copilul trebuie să respire, copilul trebuie să vadă lumea înconjurătoare, el trebuie să vadă mămica, tăticul, deci nici într-un caz toate aceste acoperișuri, perdeluțe sau cum se mai numesc ele, lucrurile astea sunt absolut inutile. Așa, nu este de fapt, producătorii propun niște plase foarte strevezii și foarte fine. Acele plase, poftim, ele în primul rând o să ne protejeze de insecte. În al doilea rând, ele au și capacitatea de a permite pătrunderea razelor ultraviolete. Așa că copilul face băi de soare, copilul este protejat de țânțari sau alte gâzi și totodată el poate să savureze tot mediul din jurul său. Așa, numai nu prosoape și pături care mămicile poate să se sufoce acolo în landou copilul celălalt. Uite, Doamne, ce duce mama ce e. Așa, am vorbit despre perioade, da, dimineața și seara. Seara, cred
cred că mai puțin în momentul în care sunt foarte mulți sânțari, da? Da, și da. În preajma lacurilor, dar, cred eu. Vedeți cum, noi putem să ne protejăm și de sânțari, acum sunt foarte multe aerosoluri, creme, repelente, ele se numesc, ele au capacitatea de a ne apăra de acțiunea acestor insecte. Doar că eu aș vrea să sfătuiesc mămicile noastre, tăticii, să folosească acele repelente care nu se aplică direct pe piele. Într-adevăr, pot a dezvolta diferite reacții iritative, alergice, aceste creme. Eu am avut așa o situație, copilul s-a înroșit pielea după ce am stropit-o cu un spray, dar am aplicat. Sunt foarte multe repelente care sunt recomandate de a fi aplicate doar pe haine. Ele, de asemenea, bine da, protejează, maximă, bine protejează noastre, de aceste insecte, însă sunt absolut inofensive asupra pielei copilului. Și mai este probabil și aici diferența dintre substanțele acestea care sunt până la aplicat și după pișcătură, până la pișcătură de protejare, da, deci, și după. Repelentele sunt acele substanțe care ne apără. Deci ele au menirea de a speria aceste insecte. De obicei toate repelentele au termenul de acțiune 2, 3, maxim 4 ore, deci periodic. Dacă vă aflați mai îndelungat afară, trebuie să repetați această aplicație asupra hainelor de repelent. Dacă totuși s-a întâmplat că copilul a fost înțepat de o gâză, de un țânțar, bineînțeles că în asemenea cazuri folosim acele surse care minimizează această iritație, minimizează senzația de prurit asupra pielii, fiindcă, bineînțeles, copiii nu se simt bine după orice înțepătură de noi maturi insecte, și ne scărpinăm și da, ne simțim neplăcut. Da, ne scărpinăm, este un sindrom pruriginos marcat, deci copilul poate să devină iritat, agitat, deci sunt foarte multe remedii, sunt foarte multe geluri, creme, aerosoluri, care benefic acționează în asemenea cazuri. De obicei, aceste toate soluții, spray-uri, conțin careva remedii antihistaminice. Ele sunt foarte multe, de aceea nicio problemă. Ele știu toate că sunt aici este foarte mare copii. Atenția pentru mămici și cei de acasă, adulții, ca să nu, la o vârstă anumită a copiilor, să nu aibă în componența sa aceste creme hormoni, da? Nu, să uitați-vă, nu fie pe bază de hormoni. Preparatele hormonale sunt remedii care au anumite indicații, anumite contraindicații. Deci, doar că acele remedii care conțin în componență careva acțiuni hormonale ar trebui să fie indicate doar de către medic. Așa. Nu este bine când orice ce mămică, uitați-vă, a apărut ceva pe piele și dânsa a hotărât că ar fi bine să ia un remediu hormonal. Erupțiile au diferită geneză, au diferit caracter. Deseori și noi specialiștii trebuie să mai supraveghem câteva zile până ne orientăm definitiv. Merge vorba despre o erupție iritativă, despre o erupție alergică, despre o erupție infecțioasă. Nu uitați că foarte multe maladii infecțioase la copii evoluează fiind însoțite de erupții. În asemenea cazuri că sunt absolut contraindicate orice activități hormonale. De aceea, deci trebuie, aici trebuie să facem o diferență că pișcăturile de insecte nu au necesitatea de a fi utilizate substanțe care au componență corect. Hormon. Doar antihistaminicele, doar acele remedii pe care este scris că ele sunt recomandate în caz de iritație a pielii ca urmare a înțepăturii de insecte. Și toate așa au și pe este. Bază plante substanțe? Nu, au substanța antihistaminică. Deci este o acțiune medicamentoasă care micșorează edemul, care micșorează roșiața și senzația de prurit. Am înțeles. Așa, revenim la temperaturi înalte, că seara tu ziceam că sunt pișcați de insecte. Așa, cum hidratăm copilul? Da, acesta este un moment foarte important, mai cu seamă pentru această perioadă de temperaturi înalte. Noastre cred că, da, și mamele noastre cred că știu că Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca copiii până la vârsta de 6 luni să nu folosească apă de băut. Deci, cu toate că părinții noștri parcă ne-au dat și ceai din diferite plante medicinale. S-au efectuat multe studii și s-a decis că acele lichide pe care copilașul le primește din contul sânului, din contul laptelui matern, este absolut suficient pentru a-l rehidrata. Într-adevăr, 85% în componența laptelui matern, acestea sunt apele, lichidele, este apa. Totuși, dacă afară sunt temperaturi extrem de înalte,
Poate că suntem în unele cazuri excepționale, totuși? Noi totuși putem să admitem. Deci, până la 6 luni, noi ne stăruim în măsura posibilității apă suplimentar copilașului nu dăm. Deci el se alimentează la sân, dacă merge vorba despre alimentație naturală, sau el se alimentează cu formula lactică, dacă copilul se alimentează artificial. În moment ce aș vrea să remarc că în formulele lactice, când le pregătim, de asemenea, este o componentă destul de înaltă de apă. Această apă din formulă, de asemenea, de obicei, este suficientă pentru hidratarea copilașului. Însă, mămicile, aș vrea să le rog să fie foarte atente și să respecte acele recomandări de dizolvare al formulelor lactice. Deci, dacă este scris că o linguriță trebuie a fi dizolvată în 30 de mililitri de apă, așa să fie, nu în 20, nu în 50, dar tocmai așa cum este indicat pe cutioară. Acesta este foarte important, atât pentru... Deci cu strictețe se respectă ceea ce scrie în prospect. Aceste lucruri necesită a fi deci respectate. După vârsta de 6 luni, atunci când începem diversificarea, bineînțeles că noi propunem copiilor suplimentar să folosească lichide. Optimal este ca copiii să bea apă. Apă îmbuteliată, destinată bebelușilor. Nu acea apă îmbuteliată destinată nouă maturilor, fiindcă aceste ape care sunt destinate nouă au un conținut destul de înalt de săruri. Așa, ceea ce dăunează copilul. Sărurile dăunează copilul, în primul rând, conduce la unele probleme din partea sistemului urinar. Deci noi astfel putem să afectăm starea de lucruri al rinichilor. De aceea, bem apă îmbuteliată. Până la ce vârstă trebuie să strict să respectăm apa? Cel puțin până la vârsta de la 3, până la vârsta de 3 ani, ne stăruim să oferim copiilor apa îmbuteliată destinată bebelușilor. Pentru copii. Noi avem așa sau poate știți cum aici probabil este mai important. Chiar dacă unii agenți economici scriu pentru bebeluși, ar fi trebuit să verificăm componența conținutul de săruri. Deci sărurile în apele destinate copiilor trebuie să fie mult mai joase în conținut comparativ cu apele pe care noi le folosim. Dar este undeva termenii adulți. Aceștia descriși cât la cât, câte procente, undeva bine cât putem înțeles. Căuta. Asta totul pentru că este... eu nu prea am încredere în agenții economici unii care scriu pentru noi copii. Noi ar trebui să avem încredere și ei ar trebui să fie responsabili, dar în orice caz, deci, cel puțin există medicul de familie cu care în orice moment mămica poate a se consulta privitor ce și inclusiv ce apă s-ar putea de administrat copilului. Evident că în această perioadă nu sunt binevenite ceaiurile, compoturile, nimai vorbind de sucuri, acele produse lichide care sunt dulci, care... Doamne, doamna Gorelcu, repetăm, îmi pare rău că nu am acum asistentă ca să scrie acolo jos. Mămicilor, nu dați copiilor apele acestea dulci, gazate să bea. Când văd, merg prin Chișinău și prin parcuri, ies cu copilul meu la plimbare și văd că nu vreau să dau denumire acestor ape. Limonade și așa imediat la guriță și bea câte jumătate de litru sau câte 300 de mililitri de apă gazată, mie mi se face milă. Ei, unde se gândește acea mămică? Este strict interzis. Strict doamna Gorelcu, mai repetați o dată pentru mame. Deci, bem apă plată, toți, și noi, și copiii noștri. Toate băuturile până la 18 dulci, ani, eu cred că. Toate băuturile dulci le evităm pe o perioadă cu cât mai se poate de îndelungată. Deci, cu cât mai puțin copiii noștri o să bea aceste băuturi carbogazate, cât mai puțin o să bea sucurile astea pachetate, cu atât mai bine o să fie pentru sănătatea lor. Într-adevăr, aceste lucruri sunt cunoscute, ele sunt studiate, ele sunt demonstrate, dar nu știu de ce lumea nu vrea să ne creadă. Dumneavoastră probabil la fel, mergeți și vedeți ce da, se întâmplă. Da, cu regret, asta deseori se întâmplă. Așa. Mai departe, care este totuși volumul de apă pe zi pe care trebuie să-l consume un copil mic și la vârste? Haideți-ne. Da. Uitați-vă, deci copilul de la vârsta de un an până la 3 ani, trebuie să folosească în mediu un litru de apă. Un litru. Deci copiii mai mici, evident că folosesc mai puțin. Da. Nu există norme stricte, nu există norme calculate. Deci erau diferite tentative, atât la kilogram greutate, să zicem copiii până la un an trebuie să folosească 150 ml la kilogram masă. Însă, acestea sunt toate lichidele. Lichidele pe care copilul le folosește
diabete, din contul sânului, din contul supiței, din contul formulei lactice. Deci, unica ce? Că noi oferim de băut copiilor doar după mâncare sau în intervalul între mese. Noi nu oferim înainte de mâncare. Nu înainte, ci după mâncare. După. Fiindcă dacă copilul o să bea înainte de mâncare, deci o să apetitul fie ocupat. Un volum destul de mare din al stomacului va fi ocupat de apă. Da. Și deci copilul nu va putea să-și consume necesarul. Chiar dacă cere insistent, înainte de mâncare, el întâi mănâncă și după aceasta bea. Sau dumneavoastră îi oferiți apă în intervalele între mâncăruri, cu vreo jumate de oră, cu un pas și 5 de minute, până a vă așeza la masă, dumneavoastră îi oferiți să bea acea apă plată. Deci, bineînțeles că copiii mici, copiii sugari, nu trebuie a li se oferi să bea apă din sticluță cu biberon. Aceasta eu aș vrea ca mămicile noastre să înțeleagă. Nu cu biberonul le oferim, ci cu linguriță mică sau cu o cănuță. Acum sunt cănuțe cu dozatoare speciale. Deci vă stăruiți să nu învățați copiii să bea apă din sticluța cu biberon. Aceasta este foarte important. Deci cu lingurița este foarte simplu. Cănuțele astea cu dozatoare. Da, eu copilul meu foarte repede l-am învățat să bea cu cănuța apă. Ei repede se învață. La copii le place aceasta. Eu înțeleg că mămică este cu mult mai comod să-i ofere această sticluță, beberonul este și gata. Mămică este în stare de relax. Noi deja de maturi, da, de adulți. Da, de aceea noi totuși trebuie să ne gândim în primul rând la copii atunci când îi hrănim, atunci când le oferim să bea, atunci când mergem cu dânsii undeva. Deci noi suntem absolut responsabili de faptul cum vor crește acești copii, de sănătatea acestor copii, de comportamentul lor. Știți, eu nu sunt de acord că copiii sunt bolnavi de atâta, că doctorii sunt răi, dar sunt prost educați de atâta că învățătorii nu sunt bine. Da. Deci nu sunt eu de acord cu asta. Da, de ce? Deci, în primul rând, copilul trebuie să fie bine educat de mama, tata, și mama și tata trebuie să urmărească starea de sănătate al copilului, fiindcă starea de sănătate asta înseamnă ce mănâncă, cât mănâncă, când mănâncă, cum bea, ce bea, când doarme, doamna când Burel, se scoală. Doamna Burel, cu cuvinte de aur. Și părinții noștri sunt atât de slabi informați. Eu aș vrea ca lucrurile este să fie totuși la maxim cumva percepute, înțelese de părinții noștri, mai ales de părinții tineri. Da, exact. Dacă vorbim totuși la volumul de apă, a zis de la un an până la 3 ani, un litru, și după 3 ani se mărește. Se mărește. De acum se mărește până la 1,5 litri, 2, deci, dar vă stăruiți în perioada... De exemplu, în perioada școlară, cât poate să... Și 1,5 litri, 1,8 litri, 2 litri, adică astea toate sunt... Că noi maturii absolut... recomandat 2 litri jumate. Da, cam spre această... Undeva acest la volum, 15 ani, cred că ajunge. 15 ani, noi ajungem la aceeași, da, 14-15 ani, noi ajungem la aceeași 2 litri de apă. Aici vreau neapărat să subliniați și următorul fapt că aceste cănuțe trebuie să fie personalizate și evident, la grădiniță ar evident trebui, pentru că ele sunt purtători de microbi, da? Da, evident că fiecare copil are cănuța sa, fiecare copil are lingurița sa, acestea sunt lucruri elementare, care eu sunt sigură că oricare mămică cunoaște. Așa. Și dacă tot mergem mai departe și vorbim despre cum să se comporte adulții în perioada de caniculă, vreau să trecem la alimentația pe care ne-o permitem noi să oferim, nu în incinta casei, dar în exterior, da, serviciile de alimentație care sunt pe timp de vară, pentru că produsele se alterează foarte repede și riscăm să obținem o otrăvire sau niște situații și mai urâte de enteroviroze și așa mai. Riscul este foarte înalt. De ce se întâmplă în această perioadă? Ce avem voie? Înghețată, când avem voie și celelalte produse? Hot dog-uri, plăcinte, e probabil strict interzis. Hot dog-uri, plăcinte, ar fi bine anul împrejur să nu permitem copiilor noștri, mai ales dacă ele sunt comercializate undeva în stradă, undeva într-un loc unde nu este preclar care este proveniența acestor produse. În genere, în vară, deci paralel faptului că folosim suficiente lichide, trebuie să ne alimentăm, incluzând obligatoriu în rație fructe
legume, aceasta este lucru știut, cât mai multe supe. Totuși copilul este predispus să mănânce mai mult lichid, supe, mai da? El nu prea vrea, și eu văd și copilul meu. Trebuie, nu vreau cărniță, felul 2. Trebuie destăruit, da, bineînțeles că carne mâncăm, aceasta este o sursă de a menține nivelul proteinelor suficient. Putem să ne permitem ceva mai deseori, comparativ cu iarna, să folosim peștele. Pentru copii mai binevenite sunt sorturile de pește de râu, acesta este lucru bine știut, aș vrea mămicile noastre să nu uite aceste lucruri. Bineînțeles că nu oferim copiilor fructe de mare, bineînțeles că nu oferim mezeluri, bineînțeles că nu folosim... Chiar dacă suntem în vacanță chiar și dacă copilul suntem cere? În vacanță, cu cât mai puțin, cu atât mai bine, ne stăruim toate cele produse care conțin ketchup, maioneze, wow, foarte bine foarte că lucrurile asta. Acestea. Deci, știți, în multe țări, până la vârsta de 9 ani, aceste lucruri sunt contraindicate. Mi-e greu să zic până când exact. Deci nu există studii certe care ne-ar zice cu tasă până la 6 ani, nu spate, la 7 ani spate, însă eu sunt de părerea că cu cât mai puțin o să fie folosite aceste produse, cu atât mai bine pentru sănătatea copiilor noștri. Deci, dar niște reguli specifice pe că timp de vară ce să pregătim copiilor sau nu? Aici nu este. Ce, copilul mănâncă ceea ce obișnuiește, ceea ce vrea. Același terci pe care el îl iubește, piureluș care el îl iubește, supiță. Deci toate acele produse alimentare pe care de obicei copilul le primește. Doar, bineînțeles că părinții trebuie să se cumva mobilizeze ca totuși aceste bucate să fie pregătite zilnic, să fie maxim alertă. Super tare. Ce mama mea îmi povestea când eram mică, îmi făcea zilnic mâncare proaspătă. Niciodată nu îmi dădea de a doua zi mâncare. Zilnic îmi pregătea mâncare proaspătă. Aceasta este foarte important. Pe timp de vară cu atât mai mult. Cu atât mai mult perioada de vară este un risc înalt de a se altera toate aceste bucate. Deci, bineînțeles că da, copilul e copil, vară e vară, noi iubim înghețata, noi iubim, însă iarăși ne stăruim în condiții cât de cât igienice, mâinile spălăm, la masă ne așezăm. Anu, împrejur trebuie mâinile, cel puțin de 3-4 ori. Și acolo servim această înghețată. Deci, înghețata provoacă angina sau nu? Nu, nu provoacă angina. Dacă, bineînțeles... Nu, că știu că am vorbit de nenumărate ori, dar... Angina, în genere, este o boală infecțioasă. Ea este provocată de careva microbi sau virus. Ei se activizează atunci când noi ne suprarăcim, atunci când noi ne molipsim de la cineva. Dacă copilul a alergat, mai cu seamă în timpul când afară sunt 38-40 de grade, a intrat un căpere unde lucrează un climatizor cu temperatura instalată la 16 grade și încă a mai mâncat și două înghețate, bineînțeles că are loc un efect de suprarăcire al organismului, se activizează acei microbi care trăiesc la noi în organism. Noi doar nu suntem nimeni sterili. Noi toți suntem purtători, da, 3 kg din organismul maturului, acesta este tocmai microbiota, da, microflora. Catastrofă. Da. Și deci în asemenea cazuri, clar lucru că copilul poate să ne dezvolte și o angină, și o sinusită, și o pneumonie. Asta nu înseamnă că înghețata este cauza provocării anginii. Așa. Bine, trecem mai departe și vreau să ne povestiți care sunt regulile de comportament atunci când mergem la plajă și expunerea pielii copilului la razele ultraviolete și ce trebuie să știm în special atunci când în trusa medicală mergem la într-adevăr, s-a început perioada de vacanțe, asta este foarte salutabil. Noi toți vrem să ne odihnim, noi toți vrem să mergem la mare, deci aceleași reguli ne plimbăm în orele de dimineață, în orele de seară rămân în vigoare. Aceleași reguli să ne hidratăm permanent atât noi cât și copiii rămân în vigoare. Trebuie să folosim cremele protectoare cu un factor protectiv pentru copii 50-60, 50 de obicei este absolut suficient. În două ore, chiar dacă a intrat. Deci, uitați-vă, aceste lucruri toți sunt foarte, foarte așa dubioase, fiindcă, uitați-vă, știința, cel puțin firmele producătoare ale acestor creme, zic că noi putem foarte simplu să apreciem durata de acțiune al acestor creme. Deci, acest indice SPF trebuie înmulțit cu 15 și o să obținem timpul în minute cât această cremă acționează asupra pielii
pielii ca protector. Adică, dacă noi avem o cremă cu factorul de protecție 10, înmulțim cu 15, 150 de minute, teoretic, trebuie să fim apărați de această cremă. În orice caz, așa ne spune știința. Am înțeles. Câteodată dar sunt unele abateri, deci, dar aceste lucruri cât de cât trebuie de respectat. Adică de ținut cont. Deci, tot una, câteva ori pe parcursul zilei, copilul va fi prelucrat cu această cremă ce ne protejează de soare. Așa. Ce încă? Aflându-ne la mare, nu uităm că deseori putem să dezvoltăm astfel de stări care se numesc sudomină, atunci când oamenii transpiră tare, fac erupții pe piele, care nu sunt erupții alergice, sunt doar legate de faptul că în perioada... Și mama se alertează, copilul meu când are este alergie. Umiditatea înaltă, când este temperatura înaltă, atunci în organism pot să crea așa niște stări de obturare al ductului sau canalului glandelor sudoripare. Și acei excreți al glandelor sudoripare se rețin la nivel de sub piele. Clinic, aceste lucruri se manifestă prin erupții, miliarii se numesc, sudamină se numesc, deci iată, deci nu trebuie să ne sperie alertăm, adulții. Ne speriem, da, dar aceasta nu este o stare de alergie. Și cu ce ele se ameliorează aceste? Deci, în asemenea cazuri, deci, în primul rând, o îngrijire igienică corectă. Deci, așa. Verificăm temperatura, să fie cât de cât la limitele despre care am vorbit, verificăm umiditatea, spălăm copilul cât se poate de frecvent. Dar nu ungem cu nimic aceste bubițe. Dacă ele irită, dacă ele deranjează copilul, înseamnă că pentru asemenea cazuri putem să folosim aerosoluri, geluri cu conținut de zinc, cu conținut de acid pantotenic. Deci sunt foarte multe măsuri care sunt recomandate, iată, pentru aceste situații. Dar histaminice? Putem... Antihistaminicele, dacă este doar o sudamină obișnuită, fără niciun fel de complicații, fără nici careva agravări, dezvoltarea stărilor de infectare a pielii, atunci nu este. Nu e nevoie. În schimb, în unele cazuri, sub acțiunea razelor solare, pacienții, copiii maturi, pot a ne dezvolta niște stări de așa numită fotodermatoză. Ce deci, înseamnă asta? Sub acțiunea ultrafioletului se formează erupții în formă de hiperepii, în formă de iritație, obligatoriu însoțite de prurit marcat, deci în cazul când pielea este un pic mai sensibilă, mai ales la persoanele cu predispuneri către careva afecțiuni alergice, care au dermatită atopică, care au oricare altă boală alergică, care au un teren ereditar agravat privitor maladiile alergice. Deci, iată, aceste lucruri pot să se dezvolte. Tocmai în asemenea cazuri, deci, ne protejăm de soare. Atunci când este mult soare, nu ne aflăm afară, îmbrăcăm haine care ne-ar acoperi aceste zone și, uitați-vă, în asemenea cazuri, cele mai binevenite sunt remediile cu conținut de corticosteroizi, adică preparatele hormonale. În asemenea cazuri, însă, totuși, recomandăm un consult al medicului pentru a elabora o conduită corectă de lichidare al acestor situații. Dar, iată, dacă până la urmă mimica nu a avut grijă că sunt copii foarte hiperactivi care nu prea ascultă și a ajuns în situația când copilul s-a ars la soare și au apărut și niște beșici sau pielea a devenit roșie, s-a ridicat temperatura, care sunt primele? Deci, în primul rând, acești copii necesită a fi hidratați intens, fiindcă atunci când avem arsurile termice, arsurile solare, evident că pierdem foarte multe lichide atunci. Suplimentar se oferă de băut. Numai decât de oferit în asemenea cazuri ceva din preparatele ce au efect antidolor. Același ibuprofen, paracetamol sunt foarte binevenite, fiindcă aceste zone sunt foarte dureroase. Copilul simte durere, el nu se simte bine. Și, bineînțeles, că tratamentul local, aceasta este folosirea cremelor sau ungventelor cu conținut de acid pantotenic,
cu conținutul de zinc peritoon, deci sunt foarte multe. Deci mămicile într-un sa înainte de vacanță obligatoriu trebuie să aibă aceste produse. Să aibă aceste produse, fiindcă într-adevăr, chiar dacă nu au fost necesare, se întâmplă orice. De obicei, în zonele sudice, soarele este destul de agresiv, noi ne bucurăm, am ajuns la mare și deci și pierdem controlul asupra unor momente dificile. Cei ce din bătrâni tot ni s-a spus și ni se propune și adulții o fac mai des, cu iaurt, cu lapte acru, să ne dăm pe zi. Copiii pot fi? Da, bineînțeles. Da? Ajută? Da, bineînțeles. Uitați-vă, în primul rând se intensifică eliminarea căldurii din zonele astea. De obicei, iaurtul sau chefirul se ia din frigider, el este un pic răcorit, ne-am uns, efectul de eliminare al căldurii din piele are loc și deci nu este contraindicat bine. Copiilor nu este absolut să contraindicat în asemenea cazuri. Da? Așa, pentru că cineva am citit că nu ajută la nimic. Un pic micșorează starea asta de durere. Bineînțeles că paralel faptului că ne ungem cu chefir sau iaurt, obligatoriu un antidolor și obligatoriu regimul hidric să fie respectat. Așa. Și dacă am vorbit un pic mai înainte despre înțepăturile de insecte, acum vreau să facem o tangență cu alergiile de la înțepăturile de la insecte, pentru că am vorbit despre alergiile provocate de soare, care pot să alerteze mămica. Apar în locul pișcăturilor zone afectate care par a fi alergii? Da, într-adevăr, uitați-vă, cumva au devenit foarte agresive insectele ultimii ani. Chiar foarte. Da, bineînțeles că alergii severe, grave, dezvoltă unele persoane la înțepăturile de himenoptere, adică vespele, albinele sunt foarte agresive, sunt foarte alergizabile. Noi avem stări foarte grave de alergizare. Mai ales acum copiii sunt în vacanță și copii, la bunei, prin grădină. Curioși, ei se joacă în diferite și mulți locuri. Se întâmplă. Noi avem stări acasă de șoc anafilactic, noi avem stări de edeme angioneurotice, deci sunt stări grave care necesită internări, noi practic zilnic deci aici, în secția atenție noastră maximă internăm, de aceea atenție maximă la părinți. Dacă mergeți undeva la țară unde știți că pot a fi aceste himenoptere, aceste insecte, urmăriți cum copiii se joacă, urmăriți cum ei sunt îmbrăcați. Toate albinele, vespele iubesc culorile aprinse. A, da? Dacă sunt stupuri în curte la bunei, nu îmbrăcați un maior roșu, galben, fiindcă da, o să le atrageți. Deci lucruri elementare, însă ele ar trebui să fie respectate. Deci, și tot la țară și plimbările prin pădure oferă posibilitatea de a copiii de a fi mușcați de insecte. Acariene, da, de diferite acariene, vedeți, borelioza. Acolo imediat trebuie să mergem la medic. Dar chiar la și când medic, te-a pișcat o albină, imediat, imediat cred că trebuie să mergem medic, la medic. Mai ales dacă zona înțepăturii începe a se edema, Doamne ferește, copilul simte careva niște senzații că îi se învârte capul sau că are senzație de insuficiență de aer, imediat de a solicita ajutorul de deci urgență acasă medicală. Deci acasă nu trebuie să se trateze. Nu. Știți, ultimul timp noi avem niște erupții foarte urâte ca urmare a înțepăturii țânțarilor. Ei au devenit foarte toxici. Mai ales dacă înțepăturile au loc în regiunea feței, în regiunea pleoapelor, edeme urâte, edeme marcate, care de asemenea suntem nevoiți să internăm acești copii. Deci, chiar ați ajuns și la internare? Da, fiți foarte atenți, iată și în ceea ce privește aceste întâlniri cu țânțari. În momentul în care vedem că copilul a devenit alergic la aceste înțepături, pe lângă faptul că avem cremele astea despre care am vorbit mai înainte, trebuie poate să-i mai dăm ceva, o substanță suplimentară? Da, dacă ați mai avut astfel de probleme, dacă lucrurile sunt repetate, dacă merge vorba de recidive ale acestor edeme, înseamnă că este recomandat obligatoriu administrarea imediată al unui antihistaminic și adresarea la medic. Cel mai optimal variant asta este de a ne adresa la serviciul de urgență. Așa. Și dacă am vorbit parcă despre toate, așa să, care ar fi pentru dumneavoastră regulile cele mai importante pentru mămici în caniculă? Deci, în primul rând, mămicile trebuie să urmărească temperatura mediului înconjurător,
adică temperatura în casă, trebuie să urmărească faptul cum este afară temperatura și este obligatoriu să ieșim la temperatura de 38 copilul afară. Sau poate că se poate dezăbuvit și să ieșiți afară ceva mai târziu. Deci aceste lucruri sunt obligatoriu. Urmăriți, vă rog, umiditatea din încăperi. Este tot foarte important, fiindcă ele tot conduc la un șir de probleme mai ales la sugari, de sănătate, cred că, la mai ales la sugari. Respectați toate normele igienice. Deci spălăm mâinile, ne scăldăm, ne spălăm, sterilizăm sticluțele, beberoanele, respectăm toate regulile de pregătire al alimentației, indiferent merge vorba despre pregătirea unei formule lactice sau a unei supițe sau a unui pireluș, regulile igienice trebuie să fie respectate. Vă stăruiți să nu uitați de hidratarea suficientă, corectă. Nu uitați că dacă avem riscul de ne expune razelor solare active, să folosim o cremă protectoare. Nu uitați că dacă plecați la odihnă, să urmăriți cu ce se ocupă copilul dumneavoastră, ce face, ce mănâncă, fiindcă vă duceți să vă odihniți, dar nu să vă faceți bătăi de cap și să ajungeți la spital. În genere, vara este un timp foarte frumos, mie foarte mult îmi place vara, chiar dacă e 38 de grade afară, fiindcă noi trăim într-o țară sudică și este imposibil nouă să nu ne placă acest anotimp. Aș vrea să doresc la toată lumea, în primul rând, sănătate, să avem copii sănătoși, să fim noi sănătoși. Să dea Domnul. Da, și să mă adresez doar prin intermediul televiziunii pacienților. Deci cât mai puțin să ne întâlnim în spitale, în policlinici. Deci uitați-vă așa, doar prin intermediul mass media. Ah, super tare, da. Și cu ajutorul dumneavoastră vă mulțumesc tare, tare mult că a fost foarte plăcut să discutăm astăzi și cred că destul de informativ pentru mămicile de după ecran, de acasă, cei de acasă. Și vreau să zic, utilizând sloganul emisiunii pe care eu am organizat-o aici la Accent TV, să creștem copiii sănătoși împreună. Împreună, da. Dar fără noi, ei nu vor crește sănătoși. Exact. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept în fiecare zi de marți și vineri la ora 19 să discutăm noi despre noi. La revedere!